Bun găsit la o nouă oră de educație tehnologică și aplicații practice la clasa a șasea cu tema Elemente de confort ambiental. Veți ține cont de aceste aspecte învățate la realizarea machetelor unor încăperi sau unor locuințe. Vă amintiți funcțiile locuinței? Sigur, construcțiile de locuințe au evoluat foarte mult, de la bordeie și colibe până la locuințele moderne, proiectate și realizate pe criterii funcționale și estetice, pentru a-și îndeplini funcțiile, dar și pentru a asigura confortul ambiental al locatarilor. Dar ce înseamnă confort ambiental? Reprezintă totalitatea factorilor care determină o ședere civilizată, comodă, plăcută și higienică. Factorii care asigură confortul ambiental sunt clasificați astfel: factori spațiali sau de construcție, și factori fiziologici și psihologici. Să-i tratăm pe rând. Împărțirea optimă a spațiului locuinței se referă la numărul și așezarea încăperilor în raport cu numărul de membri ai familiei. Astfel, baia va fi cât mai aproape de dormitor, bucătăria aproape de intrarea în locuință. Forma și dimensiunile încăperilor, dar și aranjarea obiectelor, sunt corelate cu numărul membrilor familiei, încât fiecare încăpere să poată fi mobilată și dotată corespunzător Cerințelor. O locuință dotată cu instalații interioare de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, conectată la rețelele de telecomunicații, dar și la alte sisteme de automatizare, asigură, bineînțeles, un confort sporit. Finisajele interioare, folosite pentru pereți, pardoseală, tavane, se aleg după destinația încăperilor. Găsiți și voi niște exemple de tipul așa da și așa nu. Avem nevoie mereu de aer curat și proaspăt. Încăperile se pot aerisi prin ventilație naturală sau artificială cu ajutorul ventilatoarelor sau aparatelor de aer condiționat. Temperatura depinde de specificul fiecărei încăperi și de nevoile individuale ale membrilor familiei, bebeluș, persoană în vârstă, etc. Umiditatea este legată de temperatură. Se poate regla cu ajutorul aparatelor pentru dezumidificare. Pentru zugrăvirea pereților, se pot folosi nuanțe și culori calde sau mai îndrăznețe? Culorile influențează starea de spirit a oamenilor și se aleg în funcție de destinația încăperii și de orientarea acestora față de punctele cardinale. Lumina naturală influențează în bine starea de spirit. Se poate folosi însă și iluminatul artificial, general sau local, după caz. Zgomotul poate răzbate din exterior, dar poate fi provocat și de funcționarea unor aparate electrocasnice, aspirator, mixer, robot, boxe audio date prea tare. Cum se poate Micșora nivelul de zgomot. Estetica interioarelor ține de gustul pentru frumos a fiecăruia în a combina mobilierul cu covoarele, perdelele, decorațiunile folosite. Higienizarea locuinței trebuie să se facă folosind substanțe care nu emană vapori toxici. Mai important însă este cum se păstrează curățenia și igiena locuinței. Deși factorii de confort au rol decisiv în determinarea confortului, starea de confort și de bine este o senzație subiectivă. Scanați codul QR și rezolvați testul. Analizați factorii de confort din locuința voastră. Ce schimbări ați face pentru a îmbunătăți confortul familiei? muito sucesso